Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm Genshin Impact și am venit cu primul tutorial din o serie, sper destul de lungă, de videoclipuri cu Genshin Impact. V-am promis că o să fac tutoriale pentru voi în limba română ca să vă învăț anumite lucruri și astăzi m-am decis pentru cei care doriți să jucați jocul, pentru că este un joc absolut minunat. Mă repet din nou, free to play, chiar sper să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă v-ați apucat și voi de joc și dacă vă place. Eu am explorat absolut toată harta, de fapt, mai am puțin de explorat, dar suntem pe drumul cel bun. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cea mai importantă greșeală pe care o face toată lumea, cea mai periculoasă greșeală pe care o face toată lumea în jocul ăsta, pe care am făcut-o inclusiv și eu. Și acea greșeală este să îți... Nu aici vreau să intru. Este să îți crești toate caracterele la nivel. Și puteți observa că am 40, 31, 31, 31, 31, 30, 30. Nu faceți asta. Deci vă spun din proprie experiență, pentru că nu o să mai aveți materiale pentru a vă upgrada caracterele importante. Cum ar fi, să spunem, în momentul de față aș vrea să bag puncte în... Ideea e că nu prea am fost decis. Adică băgam puncte într-un caracter, după aia îmi dădea un alt caracter, voiam să-l încerc și pe ăla, băgam puncte în el. Acum vă spun și de ce nu e bine să faceți asta și de ce nu trebuie să faceți asta. Pentru că majoritatea caracterelor pot fi încercate și fără nivel. Levelul, de fapt, și băgatul de puncte în caractere nu te ajută decât la un anumit lucru. Când dai level up, deci vedeți, avem foarte, foarte puține materiale. Astea sunt singurele materiale pe care le putem farma. O să vă arăt și cum, de unde le farmați. Sunt singurele pe care le putem farma, care ne dau level la caracter. Levelul caracterului este foarte important în momentul în care îi dai ascend. Să vă dau un exemplu, cui ne-am dat eu un ascend. Stați să văd, Chonju mi-am dat, Noel i-am dat. Cuiva trebuie să îi dau ascend? Nu, n-am nimănui care să-i dau ascend acum. Decât, uite, pot să-i dau official. În momentul în care le dați ascend, pentru că primiți bonusuri noi, chestii noi, buff-uri noi, un talent nou, cum înseamnă asta. Adică chiar puteți debloca, să zicem, uite, Lightning Smite, mai am nevoie de el. Nu știu exact ce am nevoie, că nu văd aici, dar ați înțeles ideea. În principiu, dacă vreți să-l faceți, ce vreți voi să obțineți de fapt atunci când băgați level într-un caracter, sunt de fapt aceste puncte de ascension. În momentul în care aveți un caracter care nu e main și nu jucați cu el tot timpul, uite, la mine eu joc cu Fischl foarte des, are level 40, am băgat toate punctele în ea. Cu restul caracterelor cu care nu joc de acum înainte voi face asta, pentru că vedeți deja că am făcut greșeala. Să spunem cu Noel, poate o să joc cu ea, nu sunt sigur. Dar în momentul ăsta nu o să bag puncte în ea decât să-i dau ascend. După ce i-am dat ascend, după ce am ajuns la poragul de a-i da ascend, nu o să o duc de la 20 la 40. Pentru că în momentul în care îi dai ascend unui caracter, ei bine, el a fost level 20, i-ai dat ascend și de la 20 poți să-l urci acum la 40. Nu faceți asta cu toate caracterele. Asta vreau să spun, este un lucru foarte, foarte important. Pentru că o să rămâneți fără materiale. Materialele devin din ce în ce mai greu de farmat cu cât crești în joc și faci, cum se cheamă, mă, tot timpul uit, adventure rank-ul. Cu cât crești adventure rank-ul mai mult, cu atât o să găsești materiale de level up mai greu. Ok, acum am spus că o să vă arăt repede cum se farmează aceste materiale. Băi, în principiu avem boșii pe care îi deblocați, nu îi aveți încă, de fapt nu boșii ăștia, pardon. Ca să începem de fapt cu începutul, ar trebui să vă arăt aceste daily activities, se cheamă key line-uri. Ăsta, de exemplu, nu îți dă materiale pentru nimic, îți dă doar currency și 100 de adventure rank XP, mă rog. Uite, ăsta, nu, ăștia nu ne dau. Unde e, mă, celălalt? Îl albastru, și hai că știți ce zic. Uite-l, ăsta ne dă, de exemplu, ne dă niște adventurer experience. Dar ne costă 20 de, din asta, de lună. Nu le știu numele la toate, mi-e imposibil să le țin minte numele astea inventate. Nu pot să le țin minte pe toate, dar înțelegeți ce spun. Nu vă folosiți lunile pentru a face asta decât pe la începutul jocului, când sunteți sub adventure rank 20. După ar fi bine totuși să băgați în altceva. În altceva cum ar fi, spre exemplu, puteți să faceți Cecilia Garden, care
nu vă dă totuși cărți, dar vă dă niște chestii mișto și destul de multă experiență. Puteți să faceți... Bine, Cecilia Garden nu e neapărat cel mai bun exemplu, dar e destul de greu cu... De fapt, cam tot ce faceți o să vă dea Adventurer Experience. De fapt, eu personal am colectat cea mai multă Adventurer Experience din chesturi. Deci când vă plimbați... Uite, un chest acolo, să vedem cum îl deblocăm. În momentul în care vă plimbați prin lume, pur și simplu, și explorați, pentru că asta încurajez pe toată lumea să facă în jocul ăsta, pentru că e un joc absolut minunat. Astăzi am reușit și am deblocat zona asta minunată, cu statuia aia care e pusă acolo și arată mega, mega bine din punctul meu de vedere. Uite aici niște materiale, vedeți, chestiile albastre, pietrele albastre, sunt niște materiale foarte importante pentru upgrade. Am nevoie să-mi construiesc o armă. Bun, și am ajuns aici și bănuiesc că trebuie să fac rost de ceva care să interacționeze cu astea, nu? Cel mai probabil. Da, n-am nicio șansă momentan. Dar ați înțeles ideea. O să luăm și materialele astea dacă tot mă aflu aici. Și tot felul, uite, încă un lucru pe care aș putea să vi-l spun acum repede, pentru că dacă tot ești aici, vezi pe hartă, că îți arăt eu cursorul, steluțele astea. Du-te tot timpul și colectează steluțele alea. Sunt niște chestii care poate să fie sub pământ, poți să le găsești foarte sus. Trebuie să te uiți bine după ele, pentru că de obicei sunt ascunse. De obicei, nu e obligatoriu să fie ascunse, dar de obicei sunt ascunse. Ia steluțele alea, sunt super, super importante, pentru că poți să-ți crești stamina caracterului și o să-ți arăt cum îți crești stamina caracterului într-o secundă. Dar pentru a lua, de exemplu, ok, două secunde, pentru a lua acest material de care am nevoie, îmi trebuie un caracter care să folosească o sabie lungă, o greatsword, o sabie mare, o... Dar n-am pus-o în echipă, nu-i așa? Nu, n-am pus-o. Am o mare problemă cu asta, trebuie să-mi... mut un pic, că nu văd efectiv, nu văd ce e în josul ecranului din cauza că am căcatul ăsta pus în window. Nu te lasă să joci full screen într-o oarecare măsură, nu înțeleg ce se întâmplă. Oricum, switch, te rog. Character is down. Cum adică, măi, moartă? Atunci ia-l pe ăsta, înseamnă că a murit fraiera, mă. Am uitat că am omorât-o până el. Ok, sabie mare, vedeți, putem să-l spargem 3 bucăți, am luat crystal chunk. Foarte, foarte bune crystal chunk-urile pentru, am spus, construit de arme. Bun, ne-am luat crystal chunk-urile. Acum dacă tot sunt aici, aș vrea totuși să vă arăt și cum să luați și ce sunt de fapt steluțele astea. Cum le deblocați. Trebuie să o cauți în primul rând, deci trebuie să cauți steluța. Steluța poate fi ascunsă peste tot. E bine să... Uite-o, uite una. Chestia aia, o vedeți? Uite chestia aia de acolo, care zboară, portocalie, trebuie colectată. Într-o jumătate a lumii, chestiile astea sunt albastre, iar în cealaltă jumătate sunt portocalii, cum e asta de aici. Hai să vă arăt și în ce jumătate le găsiți. Deci aici, în jumătatea asta, unde este orașul principal, Mondstadt și totul, sunt albastre, iar aici, în partea asta, colectați portocalii. Ok, bun. În momentul ăsta o să mă duc să o colectez, pentru că tot v-am spus că este un lucru important. Cum le colectați în principiu? Ok. Bun. Nu este greu sau ceva, doar că trebuie, uite, spre exemplu, cum e acum. Trebuie să, ok, să-mi dau jocul mai aici, pentru că am muzica destul de tare încă și mă deranjează. Ăsta ce material mai e? E o steluță și, eu trebuie să duc steluțele astea aici. Ok, gata, știu cum să deblochez și ăsta. Trebuie să sparg minereuri din alea și după aia să vin aici. Ok, am înțeles, uite încă un minereu. Sunt tot felul de puzzle-uri. În jocul ăsta o să aveți parte de foarte, foarte multe puzzle-uri și trebuie să vă puneți mintea la contribuție foarte des. De-aia e un joc pe care îl recomand. În momentul în care vine vorba de băga bani în joc, nu faceți asta. Acolo nu spui mintea. Acolo trebuie să spui mintea la contribuție să nu bagi bani în joc. Ok, bun. Și am deblocat acestul. Vedeți? Este super, super simplu. Văd că mi-a dat și eu din asta de aer. Am ceva pe aici? Nu. Ok, bun. Bun, atunci o să luăm asta, portocalie, de care v-am spus, pentru că sunt foarte importante. Vezi, chiar dacă pare imposibil de luat, poți să o iei. Găsești tu o cale să ajungi la ea, ok? Deci nu e așa greu. Trebuie doar să, cum am zis, pui mintea la contribuție și să fii perseverent. Mai avem unul, uite-l. Oare îl luăm din prima? Nu știam că e aici. Nu-l iau, nu? Ba da, l-am luat. Ce noroc.
Dacă eram un pic mai jos, nu l-am și trebuia să fac chiar săritura și să fac gliding și... Uite și acolo, de exemplu, aveți... Eu ca să înțelegeți, eu nu joc jocul de foarte mult timp, dar am terminat Legend of Zelda. De multe ori. Uite, aici am ajuns în un cer și mi-a spawnat direct niște oameni cu care trebuie să mă bat. După ce îi bat, îmi deblochează chestul. Am jucat Legend of Zelda. Este un joc extraordinar de asemănător cu Legend of Zelda. Nu am cum să nu știu cum se joacă și pentru că jocul ăsta copiază jocul. Deci jocul ăsta îl copiază pe Legend of Zelda rău de tot. N-am cum să nu știu despre ce e vorba. Bun. Când găsiți... bine, și fantomițele astea le puteți urmări, mă rog. Dar când găsiți... Uite, astea sunt foarte, foarte mișto. Îi un tip foarte, foarte bun. Luați-vă unul cu o sabie mare și dați o dată și o să găsiți chesturile de fiecare dată. Chesturile sunt bune, vă dau Adventure EXP, foarte, foarte bun. Vă dau niște materiale pentru a vă crește artefactele, vă dau chestii ok de obicei. Deci vă dau chestii ok. Chiar dacă nu găsiți cele mai bune chesturi de fiecare dată, luați absolut fiecare chest pe care îl găsiți. E o modalitate foarte, foarte bună de a vă crește caracterul, de a face rost de resurse și încercați să colectați tot ceea ce găsiți. E un alt lucru foarte, foarte important. De ce spun să colectați tot ceea ce găsiți? Pentru că nu știți de ce o să aveți nevoie. Eu sunt genul care colectează tot ceea ce găsește și asta m-a ajutat foarte, foarte mult când am vrut, de exemplu, să fac un ascend la un caracter. Am vrut să îmi dau upgrade la o armă, să-i fac enhance. Am avut materialele alea dinainte să trăiască să mă duc eu să le caut. Foarte puține materiale am fost nevoit până acum să farmez eu, gen, bă, să le caut în lume și să le iau. Nu, majoritatea le-am avut direct, pentru că le-am farmat în momentul în care a trebuit să le farmez. E destul de simplu. Ok, pe ăștia îi batem super ușor, le dăm o de asta. Uite, caracterul principal poate fi foarte bun. Vedeți cât de ușor puteți să bateți foarte mulți mobi. Chiar nu e greu. Ok. În timp ce faceți explorarea lumii, hai să vă spun cum o faceți. Trebuie să căutați, pentru că voi, chiar dacă nu vedeți harta, vedeți cum este întunecat la mine aici, vedeți acest punct. Trebuie să căutați aceste puncte. În momentul în care ați găsit punctul, aceste Statue of the Seven, te-ai dus la el și ți-a deblocat toată harta. Trebuie să apeși pe el, mă rog, trebuie să interacționezi și ți-a deblocat toată harta. Așa deblocați toată harta. Și încă un sfat pe care vi-l dau în momentul în care faceți lucrul ăsta, ca să nu trească să vă reîntoarceți să faceți tot, luați și teleport waypoint-urile. O să vă arăt cum le luați. Eu am unul în fața mea care este neluat. O să mergem în momentul ăsta să-l deblocăm. Pentru că o să vă salveze foarte mult timp. Eu în momentul ăsta pot să mă teleportez aproape pe toată harta într-o secundă. Și chestia asta mă ajută pentru că nu trebuie să stau să pierd timpul, să alerg, să pierd stamina, să mi se reîncarce, să bla 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 bla. Și toată stamina asta extra pe care o vedeți e tocmai datorită acestor statui și datorită faptului că am colectat foarte multe chestii din alea portocalii pe care le-ați văzut și celelalte albastre, care sunt practic exact ca alea portocalii, doar că albastre, e gen. Tot așa le puteți găsi ascunse în lume, zburând sau whatever. O să vă arăt acum și cum să luați teleporturile. Vă spun lucrurile astea, poate deja v-ați prins de ele dacă v-ați apucat și sunteți noi în joc, dar și Dia se joacă, iubita mea. Nu are habar de toate chestiile astea, gen, și-a crescut caracterul până la rank Adventure rank 15, putem juca împreună, sau 16, cred că e 16. Putem juca împreună, dar nu putem face nimic pe harta ei, pentru că harta ei nu e deloc deblocată. N-a făcut absolut nimic din toate lucrurile astea. Dacă veți să aveți fun în joc și să vă distrați, explorați, fraților, cât mai mult. Explorați, pentru că aia e cheia. Oh, și tocmai am găsit încă ceva ce pot să vă prezint și... Uite, acolo este punctul de teleport, îl vedeți, acela roșu de jos. N-o să merg încă la el pentru că sunt deja aici și n-aș vrea să pierd timpul urcându-mă înapoi. Dar am găsit acest monument care nu știu exact cum se numește. Trebuie să ajungem lângă el ca să vedem. Sper să am și cheie. Vouă vă trebuie o cheie ca să-l deschideți. Eu n-am aparent, vedeți? Se cheamă Liyue Shrine of Depth Key. Dacă deschideți asta o să vă dea un chest extrem de bun cu foarte multe chestii. Dar n-am cheia. Cheile nu știu exact de unde le luați. Vă zic sincer, cred că de la Boshi. Am deschis câteva din astea, v-am spus, eu pur și simplu fac totul și mă trezesc cu itemele necesare în inventar. Cheia se pare că nu am, dar nu știu exact de unde să las cheile. Așa se face și cu teleporterele, este foarte, foarte simplu. Am încercat să vă dau cât mai multe sfaturi ca să vă fie ușor când jucați, pentru că jocul necesită să bagi bani. Este un joc care dacă vrei să-ți deblocheze totul, trebuie să te duci la Wish, ok? Și să bagi aici bani. Să cumperi 10 wish, 1 wish, whatever.
nu băgați bani în el, pentru că te costă foarte, foarte mult să spice ceva ce trebuie. Ei așa își fac banii, din punctul ăsta de vedere poate fi numit un joc pay to win, dar jocul este oricum minunat și, cum să zic, din punctul meu de vedere nu e pay to win, pentru că poți să joci și fără toate caracterele astea. E pay to win în ideea în care vrei să încerci chestii noi și să încerci anumite caractere sau să faci rost, nu știu, de cele mai bune săbii din joc early as fuck, știi, adică în momentul ăsta eu să am cea mai bună săbii din joc și să-i dau level. Dacă vrei să joci așa, poți să fii pay to win și să bagi bani. Deși eu v-am spus. Și dintr-un punct de vedere al distracției, nu mai e distractiv. Oricum, însă mai o să fac un videoclip în care o să vorbesc despre treaba asta cu free to play și pay to win în jocul ăsta, pentru că există două tipuri de jucători, free to play și pay to win. Voi decideți ce tip sunteți. Eu sunt nu sunt între, că n-am băgat vreo 5 lei, cred, sau ceva de genul. Am avut nevoie doar de câteva din alea ca să fac un open, pentru că voi puteți până și să faceți rost. Voi puteți să faceți rost până și de etichete ca să deschideți. Adică atât de not pay to win din punctul meu de vedere e jocul. Acum mulți îl văd ca pay to win, de-aia zic. Dar o să discutăm mai mult pe treaba asta. Bun, am multe chestii. De ce am făcut asta? A fost oribil. Am multe chestii de corectat, am multe chestii de upgradat, am multe chestii de făcut. Eu am fost Alex, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!